UEFA a hotărât să revină asupra unei decizii pe care șeful FRF-ului a luat-o nu cu multă vreme în urmă, situația căpătând conotații penale. Astfel, Forul European nu a validat schimbările cerute de Răzvan Burleanu, potrivit cărora oamenii lui Mircea Sandu urmau să fie înlocuiți din funcțiile ocupate în structurile instituției. Prin urmare, sunt Mărânul Didi Prodan, Mio Drag și Adalber Bercașai rămâne schimbați în funcțiile pe care le dețineau la UEFA. De altfel, Didi Prodan a și înaintat o plângere penală împotriva lui Burleanu în acest sens. Fostul internațional a reproșat șefului FRF că a operat schimbările fără să aibă acceptul Comitetului Executiv. Comitetul Executiv și-a dat într-un târziu acceptul, numai că schimbările erau anunțate deja la UEFA.